Dragi cetățeni ai Comunei Căiuți, sunt Iulian Durlan, primarul dumneavoastră de 3 mandate. În ultimii 12 ani m-am bucurat de sprijinirea dumneavoastră, de sprijinul care mi l-ați acordat prin vot și am avut deosebită plăcere și onoarea de a conduce destinele acestei comuni pentru dumneavoastră. Cred că în timpul cât am fost primar, am reușit să demonstrez capacitatea mea de a conduce această comună și de a realiza lucruri bune pentru dumneavoastră. Am realizat foarte multe proiecte cu impact asupra vieții noastre cotidiene din Comuna Căiuți. Sunt de acord cu ceea ce se spune, au fost și nerealizări, dar trebuie să ne gândim la faptul că Comuna Căiuți este o comună foarte mare, nevoile comunei sunt foarte mari, iar puterea financiară a comunei de a realiza tot ceea ce este nevoie pentru cetățenii ei este foarte mică. De aceea multe lucruri le-am realizat prin atragerea de fonduri europene și am încercat pe cât este posibil să atrag orice fel de finanțare pentru a realiza lucrurile care trebuiesc pentru noi. Nu doresc să dau sau să enumăr aceste investiții, dar în mod cert pot să vă spun că voi continua ceea ce am început, desigur, cu condiția ca dumneavoastră să fiți alături de mine în continuare, să-mi acordați sprijinul și să mă votați pe data de 5, pe mine și echipa pe care o am la Partidul Mișcarea Populară, o echipă de oameni destoinici, cu consilieri de valoare care cred că vor da un plus Consiliului Local Căiuți și cu experiența și abnegația lor vor ajuta tot ceea ce se va putea întreprinde bun pentru noastră în Comuna Căiuți. În încheiere aș vrea să mai clarific un lucru vis-a-vis de candidatura mea, așa este. Acum cu câtva timp în urmă am spus că nu voi mai candida. Mi-am schimbat această decizie datorită oportuniștilor și oamenilor care am avut lângă mine și care, sincer, m-au trădat și m-au determinat să iau această decizie de a candida din nou. Văd că, în calitate de primar, și este normal să fie așa, sunt ținta tuturor atacurilor, dar să știți că nu mă sperii, voi merge în continuare, indiferent de rezultat, și voi lupta până la capăt. Vă mulțumesc tuturor pentru toți cei 12 ani cât am fost împreună, pentru sprijinul care mi l-ați acordat și încă o dată vă spun, dacă credeți că merit și credeți că am realizat ceva pentru dumneavoastră, mă puteți ajuta votând Iulian Durlan primar, poziția 4 pe buletinul de vot și lista de consilieri a Partidului Mișcarea Populară, tot poziția 4 pe lista de vot. Vreau să vă spun că mulți sunteți contrariați de ideea de a nu mă vedea pe listele PSD. Să știți că nu vreau să fac polemică pe acest subiect, dar în mod cert, după 25 de ani nu am plecat de bunăvoie. Am fost forțat să fac acest lucru și din considerente pentru foștii mei colegi, pentru toți cei care am fost împreună odată, mă mulțumesc doar cu singurul lucru pe care îl spun, acela că am plecat fără să creez mizerie și, ca să spun așa, am spus-o și mai înainte, forțat din prejurările care au fost la un moment dat în partid. Nu puteam să-mi părăsesc o casă la care am muncit 25 de ani dacă nu erau alte conjuncturi nefavorabile persoanei mele. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijin. Pe data de 5 iunie vă aștept la vot și dacă dumneavoastră credeți că merit, vă rog să mă votați și eu vă voi asigura de toată considerația, de tot sprijinul, de toată capacitatea mea de a realiza lucruri împreună pentru dumneavoastră și pentru comunitate. Vă mulțumesc! Veniți la vot pe 5 iunie, votați Iulian Durlan primar, votați poziția 4 la primar, poziția 4 Consiliul Local Căiuți. Vă mulțumesc!